Salutare! În minutele următoare vom face o foarte rapidă prezentare a tabletei BlackBerry Playbook, prima tabletă a celor de la RIM, care s-a vândut în peste 500.000 de unități în primul trimestru din anul 2011. În ceea ce privește designul, avem o tabletă cu un design simplu, material de foarte bună calitate, se simte foarte bine în mână. În partea superioară regăsim butonul de power, curul de unlock sau curul de îmblocare și deblocare a ecranului, tastele pentru volum, care, nu știu dacă observați, sunt ușor profilate pentru a fi mai ușor accesate atunci când rulați o aplicație. Avem frontal senzorul camerei de 3 megapixeli, pe spate avem un alt senzor de 5 megapixeli care filmează Full HD. La bază avem jack-ul, la bază avem portul micro USB, micro HDMI. În partea superioară am uitat să amintesc jack-ul de 3,5 mm. Este o tabletă cu o grosime de 10 mm și 425 grame, o baterie de 5300 mAh. Hai să vedem cum se descurcă BlackBerry Playbook în browsing și în rularea clipurilor Full HD. Țineți cont că are un procesor dual core taxat la 1 giga. Este ARM A9. Hai să vedem. În primul rând intrăm pe site-ul nostru, gadget.ro. Ținem să le mulțumim celor la Evoma pentru că ne-au pus la dispoziție acest exemplar de test. Observați tastatura QWERTY de tip touchscreen în modul landscape și modul portrait. Sistemul de operare este BlackBerry Tablet OS. Intrăm pe gadget.ro. Căutările se fac predefinit cu Bing. Browserul se mișcă foarte bine, este o tabletă care se mișcă excelent în browsing. Încărca pagina. Să vedem cum arată și modul portrait. Accelerometrul nu este foarte finuț. Excelent. Hai să vedem un alt site. Și anume site-ul partenerului nostru, evoma.ro. La fel are mult flash. Și vă pune tableta la încercare. Observați că se mișcă rapid, fluent. Foarte interesant acest gestul de tip swipe prin care poți merge în aplicații. Din păcate lipsesc aplicații, spre exemplu când apăsăm butonul de Twitter, suntem duși către versiunea mobile sau către site-ul twitter.com. Probabil că pe viitor vor crea aplicații, Facebook are o aplicație care rulează pe Playbook, dar mie nu-mi permite logarea și nu înțeleg de ce. Aceeași problemă persistă de pe multe device-uri mobile. Cel mai interesant joc este Need for Speed Undercover. Îl puteți downloada din App World, este gratuit. Probabil că RIM a ajuns la un acord cu EA Games. Ambele companii sunt din Canada, au sediu în Canada. Acesta este una dintre puținele aplicații ce beneficiază de puterea de procesare oferită de Dual Core și de acceleratorul grafic PowerVR SGX540. Să punem și niște sunet. Vedeți, dar este destul de gălăgioasă. Controlați mașina prin accelerometru.
și giroscop. Dacă prindeți marginile, viteza va fi începută. Am promis că să vedem cum rulează un clip Full HD. Hai să vedem o melodie. Pentru câteva secunde. Cam atât. Hai să mai încercăm unul. Search-ul are loc via Bing. În comparativ între BlackBerry Playbook și iPad 2. What's up everyone? John Rettinger from Techno Buffalo here back with another Să vedem cât HD. Hai să vedem cum filmează. Avem două clipuri. Filmează foarte bine la rezoluție Full HD 1080p. Impresia pe care mi-a lăsat-o a fost pozitivă. Puteți vedea și aici și în mostrele pe care le avem pe gadget.ro. Puteți achiziționa această tabletă pentru suma de 1899 de lei de la Evo Max.ro sau de la alte magazine ce au în ofertă. Vorbim de versiunea fără 3G cu Wi-Fi și 16 GB spațiu de stocare. Este o tabletă interesantă pe care vă recomandăm. O alegere non-conformistă în acest segment. Vă mulțumim încă o dată Evomapro pentru că ne-a pus la dispoziție această tabletă de test și vă așteptăm în continuare pe profilul nostru de YouTube pentru alte recenzii.